Fiului și al Sfântului Duh. O preamărită minune, izvorul vieții în mormânt se pune și scară către cer se face. Veselește-te, Ghețiman, a Maicii Domnului Sfântă Casă. Preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioase Părinte, preacucernice Părinte Secretar, preacucernici Părinți, iubiți frați și surori, binecuvântați copii. În felul acesta începea Biserica prăznuirea acestei sărbători, în înveșmântarea aceasta de cuvânt pe care cei care ați fost aseară la slujba de vecernie sau de priveghere ați auzit-o. Așadar, înțelegem că într-o astfel de zi, parcă asemenea apostolilor, am fost aduși de un nor. Norul unora dintre noi se poate să fi fost necazurile, al altora să fi fost încercările și tulburările vieții. Unii au fost aduși de un alt nor al credinței, dar cred că toți ar fi trebuit să venim aici dintr-un aduși de un nor al dragostei. Un nor al dragostei față de Maica lui Dumnezeu și față de acest loc care într-o astfel de zi devine un alt fel de Ghețiman în care se întâmplă o minune. Și e firesc să venim să vedem cu ochii noștri minunea care se petrece în așa fel încât această minune să aibă în noi nu doar o rezonanță a unei întâmplări deosebite la care am fost părtași, ci să aibă rezonanța aceea unei minuni care mă prinde și pe mine și pe dumneavoastră în sărbătoarea aceasta a Maicii Domnului. Atunci când vorbim despre sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, parcă suntem într-o oarecare confuzie, pentru că noi greu asociem o sărbătoare cu o mutare din această viață. Pentru noi sărbătoarea trebuie să fie altceva, dar dacă ne înțelepțim și căutăm în calendarele noastre, o să vedem că toți sfinții, cu două excepții, sunt pomeniți în momentul în care au fost chemați din viața aceasta la viața cea veșnică. Așa că oarecum ar trebui să pricepem o realitate, că există vieți și vieți și că există morți și morți, sau moarte și moarte. Pentru că nu este moartea fiecăruia la fel. Este o vorbă, mori precum ai trăi. Așadar, într-un astfel de înțeles, parcă ar trebui, sau într-o astfel de cheie, am putea să înțelegem poate mai bine sărbătoarea acestei zile. De ce este sărbătoare? În cuvântul cu care mi-am început scurta meditație de astăzi, am încercat să surprind ceea ce Sfântul Ioan Damaschin spunea sau zugrăvea atât de frumos într-un imn. Și anume aceea că moartea Maicii lui Dumnezeu se dovedește a fi o scară către cer și că moartea ei îi veselește pe toți. De ce se întâmplă lucrul acesta? Ca să-l înțelegem, poate că este bine să deschidem Scriptura, să mergem în vremea în care Maica Domnului stătea la picioarele crucii și să ne aducem aminte că până în acel moment Hristos spunea în felul următor: încă n-a venit ceasul meu. Iar apoi ceasul meu se apropie. Pentru că la un moment dat, privindu-o pe Maică, privindu-l pe ucenicul său iubit, el înțelege să-și dea trupul lui celor care erau dușmani. De asemenea, acelora sau tot acelora le dă și hainele lui. Dar dragostea lui, pe Maica lui, nu încredințează acelora care erau străini și care erau dușmani, ci o încredințează ucenicului iubirii. Și în momentul în care îi privește pe amândoi, de la înălțimea crucii, el spune în felul următor: femeie, iată fiul tău. Iar aceluia, ucenicului iubit, îi spune: fiule, iată mama ta. Ce este aici de înțeles? Modul în care Sfântul Evanghelist Ioan prinde o
cu delicatețe surprinde o esență a acestei convorbiri. Pentru că el zice așa, și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. Pentru că apoi să auzim că toate s-au împlinit. Așadar, pentru ca să se împlinească tot ceea ce trebuia să facă Mântuitorul Hristos, trebuia să vină un moment în care să dea dragostea față de mama, maica lui, să o împărtășească dragostea lui față de maica lui, tuturor celor care nu îi sunt dușmani, tuturor celor care înțeleg să nu-l ocărască, să-l scuipe și să-i ceară alte semne decât semnul lui Iona. Iar nouă, celor care înțelegem că Măicuța Sfântă este cea care l-a coborât pe Dumnezeu cu trupul printre noi oameni, noi care înțelegem că Măicuța Sfântă este cea care a ajuns în cea mai mare intimitate pe care a putut-o avea vreodată omul cu Dumnezeu, gândiți-vă dumneavoastră, sângele Maicii Domnului a fost sângele Mântuitorului Hristos. Laptele ei l-a hrănit pe cel ce hrănește toată făptura. Brațele ei l-au îmbrățișat pe Dumnezeu și a avut posibilitatea pe care noi n-am avut-o să sărute fruntea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceasta, într-un astfel de context, noi nu putem să fim neînțeleți. Primim ceea ce am luat de la Mântuitorul Hristos, trupul și sângele Lui, dar în același timp o primim și pe Maica Lui, pentru că atunci când a lăsat-o ucenicului iubit, cu siguranță că a încredințat-o tuturor creștinilor, tuturor celor care se numesc cu numele acesta și își asumă calitatea de a fi asemenea lui Hristos și implicit fi ai Maicii Domnului. De aceea, o astfel de zi este o sărbătoare pentru noi. Am spune, dar cum poate să fie o sărbătoare un moment în care Maica Domnului pleacă din lumea aceasta? Poate ca să înțelegem mai bine evenimentul sau minunea la care suntem chemați astăzi să participăm și să facem din sărbătoarea de astăzi o minune a propriei noastre vieți, este important să privim icoana acestei sărbători. În icoană, în culori, sunt zugrăvite cumva dogmele și sensibilitățile de sărbătoarea aceasta. Priviți icoana Adormirii Maicii Domnului și o să vedeți că acolo, lângă năsălia în care era întinsă Măicuța Sfântă, erau cu siguranță apostolii și ceilalți ucenici. Și de asemenea, cumva, închizând ochii, s-ar putea întâmpla ca într-o astfel de zi să ne imaginăm că suntem și noi. Dar, parcă scena centrală a acestei icoane nu este dată nici de ucenici, parcă nici măcar de Maica Domnului, care e discretă cum a fost întreaga ei viață, ci de personajul care este în spatele ei, înveșmântat în lumină, de Mântuitorul Iisus Hristos. El care ține în brațe un prunc și care răstoarnă imaginea despre Maica Domnului pe care am avut-o până acum în toate icoanele. Când noi eram obișnuiți să o vedem pe Maica Domnului ținându-și pruncul în brațe. Dar sărbătoarea de astăzi ne arată pruncul care își ține pe Maica Lui în brațe. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că Maica Domnului a știut să trăiască viața lui Hristos. Încercați să căutați în Scriptură și o să vedeți câtă discreție a avut Maica Domnului. Toată viața ei a fost o viață dedicată, să fie mie după cuvântul lui Dumnezeu. N-a vorbit decât de foarte puține ori. Nu și-a scris memorii, nu a încercat să pară așa cum era, pentru că era o făptură cu totul și cu totul deosebită. Și contrar vremurilor în care trăim, vremuri în care parcă e atât de ușor sau ne place să ne afișăm și ceea ce suntem și ceea ce nu suntem, indiferent că vine vorba de rețele de socializare, că vine vorba despre modul în care interacționăm unul cu celălalt, nu știm să fim discreți. Astfel că, într-o astfel de vreme,
Modelul pe care îl dă Măicuța Sfântă este parcă un model mai greu de înțeles pentru noi. Dar rămâne în spate, în spatele icoanei, sau central în icoane, dacă vrem să spunem așa, rămâne imaginea Mântuitorului Hristos, care și ea, ca un copil, sufletul Maicii Lui în brațe, pentru ca să-L ducă în Împărăția Lui Dumnezeu, de-a dreapta Lui, împlinind ceea ce spuneau fiii Lui Core în psalm, stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Și atunci, noi cei care privim sărbătoarea aceasta și care înțelegem că Maica Domnului se face prin mormântul ei scară către cer, pentru că și mormântul Maicii Domnului, asemenea Mântuitorului Hristos, este un mormânt gol, și cu toate că e mormânt gol, sau tocmai pentru că e mormânt gol, e dătător de viață și vorbește despre viață. Și noi, privind înspre această sărbătoare, ne întrebăm și cum se poate ca această sărbătoare să-și găsească rezonanță în noi cei care trăim în anul 2023. Pentru că noi privim altfel lucrurile. Noi ni se pare că suntem mai înțelepți decât părinții noștri și mult, mult mai înțelepți decât cei care au trăit cu generații înaintea noastră. Cum se poate acest lucru? Încercând să o privim pe Maica Domnului și luându-o pe ea ca model. Vă spuneam, sau încercam să surprind în cuvântul meu, faptul că Maica Domnului nu a trăit pentru ea. Ea a încercat să își însumeze cumva, să își asume viața Mântuitorului Hristos prin tot ceea ce ea a făcut. În Evanghelia după Luca, atunci când se vorbește despre minunea nașterii Mântuitorului Hristos și despre evenimentele acelea care cu siguranță pe orice om l-ar fi sucit cumva din minți, că să vezi îngeri că se coboară, să auzi magi care vin și se proșternă înaintea ta, să vezi steaua care stă acolo, să fii martor la astfel de minuni, nu poți să fii decât surprins și extaziat. Dar Evanghelistul Luca spune că Maica Domnului păstra în inima ei toate cuvintele. Lucrul acesta l-a făcut o viață întreagă. Ea a devenit ca o scriptură vie. Ea a devenit un alt mod de a-L naște, de a arăta un alt mod de a-L naște pe Hristos. Și modul acesta de a-L naște pe Hristos îl surprinde și Evanghelia care se citește la orice praznic al Maicii Domnului. Că poate ne vom întreba, dar ce are Marta cu Maria cu sărbătoarea de astăzi? Sau cu sărbătorile Maicii Domnului? Dar ca să înțelegem lucrul acesta, ia aduceți-vă aminte de Maria, sora lui Lazar, care ședea la picioarele Mântuitorului și îl asculta. Și aduceți-vă aminte de asemenea că porunca cea mai mare în Israel era aceasta: Shema Israel, adică ascultă Israele. Poruncă care, la un moment dat, s-a schimbat prin glasul de tunet al lui Dumnezeu, care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Și astfel tot cel care îl ascultă pe Dumnezeu, îl înțelege ca și concept, îl naște pe Hristos. Cuvântul concept vine de la a naște. Iar atunci când concepi în mintea ta pe cineva, atunci îi dai voie să se nască înăuntrul tău. Când îl asculți pe cel de lângă tine, iar în lumea aceasta, din păcate, e foarte greu să asculți. E greu să-ți asculți copiii, e greu să-ți asculți soția sau soțul și foarte greu să-ți asculți părinții. Înainte de a începe celălalt să vorbească, tu ai în mintea ta gândurile care vor să răspundă la ceea ce îți spune el, dar nu asculți. Ori când îl asculți pe cineva, îl înțelegi. Când îl asculți pe cineva, îl simți. Când îl asculți pe cineva, viața lui începe să devină viața ta. Și acest lucru se întâmplă când îl asculți pe Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu poate să devină viața fiecăruia dintre noi. Un alt mod de a-L naște pe Dumnezeu este acela de a învăța să fim bucuroși. În limba română este un cuvânt, entuziasm. Și vine din grecescul entuteu, care înseamnă a fi în Dumnezeu. Ori noi nu mai știm să fim bucuroși, ne plecăm capul înspre țărână și nu arătăm în noi că îl naștem pe Dumnezeu, în aceea că dăm voie lui Dumnezeu să ne lumineze chipul și să ne arate că suntem popor al învierii.
Este o carte pe care vă recomand, foarte frumoasă. De ce ești trist, popor al învierii? Un astfel de popor al învierii nu poate să fie trist. Ori în înțelesul acesta e foarte important pentru noi să învățăm că dacă nu avem ce să oferim omului de lângă noi, să-i oferim un zâmbet, să-i oferim o față senină, nu o față plouată, să-i oferim omului de lângă noi, să-i oferim ce avem mai frumos în sufletul nostru. Și așa îl naștem pe Dumnezeu atunci când mă întâlnesc cu fratele sau cu sora, cu mama sau cu tata, cu soțul sau cu copiii mei. De aceea e important, spuneam, să vedem cum îl naștem pe Dumnezeu înăuntrul nostru, în viața noastră. Pentru că dacă îi dăm voie lui Dumnezeu să-și facă loc în viața fiecăruia dintre noi, Dumnezeu nu rămâne nici unuia dintre noi dator. Și fiecare moment în care îl ții pe Dumnezeu în brațe, nu face altceva decât să te pregătească și să îți liniștească gândul că la momentul în care petreci din lumea aceasta, nu ești singur, nu ești al nimănui, nu pleci în neființă, cum atât de neînțelept spun tabloidele, ci pleci luat în brațe de cel pe care ai încercat să-l întrupezi prin viața ta. Așa a știut să facă Fecioara Maria. Și de aceea astăzi suntem părtași minunii sau amintim minunea aceasta prin care Dumnezeu i-a arătat și El dragostea de fiu, dragostei sale de maici pe care a arătat-o o viață întreagă. Sfântul Siluan, 40 de ani, a avut în mintea lui cuvintele Maicii Domnului care i s-a arătat în duh, și a zis: de ce faci lucrurile care nu trebuie să le faci? Vreau să plecăm acasă gândindu-ne la modul în care nu lăsăm pe Dumnezeu să se întrupeze în viața noastră prin faptele pe care n-ar trebui să le facem, prin preocupările pe care n-ar trebui să le avem, prin gândurile pe care n-ar trebui să le generăm. Și asemenea Sfântului Siluan, de fiecare dată când simțim că Dumnezeu e departe de noi sau nu mai putem strânge în brațele noastre, să auzim cuvintele Maicii Domnului, și anume acelea că n-ar trebui să fim așa și că dacă facem tot ceea ce ne va spune El, atunci cu siguranță viața noastră se va preschimba, așa cum apa aceea murdară din vasele pentru spălarea mâinilor s-a prefăcut în vinul cel mai bun. Mă bucur că într-o astfel de zi sunt împreună cu frățiile voastre la sărbătoarea Maicii Domnului. Mă rog acesteia ca pe fiecare suflet în parte să-L primească Dumnezeu și să-I primească și osteniala și gândurile și rugăciunile. Înainte însă de toate, mulțumim prea bunului Dumnezeu și Măicuței Starețe pentru invitația de a ne primi în acest loc minunat. Dumnezeu Sfântul și Bunul să vă țină în pace, să vă întărească în greutățile dumneavoastră. Iar noi, cei care o prețuim pe Măicuța, să nu uităm să o pomenim în rugăciunile noastre. Să rămână! Da, și aseară, pe cucernice, Părinte Consilier Nechita, Preacucernice Părinte Secretar Ciprian, Preacucernici Părinți, și iubiți credincioși și credincioase, bucuria a fost multiplă și cea de ieri a întâlnirii la praznicul Maicii Domnului și cea de astăzi, care ați avut parte să participați și la privegherea de seară, la prohodul Maicii Sfinte, Paraclis, Acatis, Putrenie și tot ce a urmat. Să fiți fericiți că v-ați făcut datoria față de Maica Domnului. Bineînțeles, nu-i suficient cât ne facem. Mult mai mult trebuie, dar din puținul nostru, cât ne-a dat Dumnezeu, să-i oferim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului. Țin-vă să vă spun, iubiților, și astăzi, după cei care n-ați fost ieri,
sunteți astăzi. Să vă mulțumesc tuturor care ați făcut ascultare preacucernicilor preoți din toată eparhia Sălajului. Ați făcut ascultare de preasfințitul nostru care a dat ascultare să vă rugați pentru mine. Este un cuvânt pentru mine cu tremurător, să știți. Nu, cuvintele sunt puține de le înșira aici, dar dovedesc faptele și prezența dumneavoastră care ați avut-o aici la Sfânta Mănăstire Bic. Să știți, iubiților, că aceste rugăciuni, cum am spus aseară, ne-au unit în Dumnezeu. Pe noi cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu noi. Când vorbești despre rugăciune, vorbești despre Dumnezeu și iubire față de El și de Maica Sa. Maica Domnului e Maica lui Dumnezeu, în același timp și Maica tuturor sufletelor de pe pământ. De aceea, iubiților, mă bucur mult de creștinii care vă faceți datoria și oferiți Maicii Sfinte un paraclis pe zi, un acatist, o rugăciune dedicată Maicii Domnului. Este cel mai puternic avocat înaintea lui Dumnezeu, care intervine pentru noi, iubiților. Cel mai puternic, să știți. Eu, așa experiență ca și aceasta, nu am întâlnit. S-a împlinit în acest circuit de rugăciune un cuvânt al unui călugăr pusnic din Munții Apuseni, Rafael Noica. Anul acesta sunt 29 de ani de când am venit aici, de la Mănăstirea Hristilor. Și a început, i-am trecut pe la dânsul și mi-a făcut o rugăciune cu racla Sfintelor Moaște a Sfântului Siluan Atonitul. Și a spus că scrie o carte în care tratează legătura omului cu Dumnezeu prin rugăciune. Legătura noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea este așa. Rugăciunea care o facem noi către Dumnezeu de la Dumnezeu coboară la fiecare din noi, cât suntem aici și cât suntem pe fața pământului, la fiecare ins coboară și merge de la unul la celălalt până formează un totul. Totul. În totul și în toate este Dumnezeu. Este prezent Dumnezeu. Și în tot circuitul acesta a rugăciunii se împrăștie de la mâine matale și de la fiecare din noi pe întreg
pământul. Și vorbeam la spital cu domnul primar al nostru, care m-a întărit în aceste cuvinte ce spunea Sfântul Siloan, că rugăciunea celor care le facem și se fac pentru fiecare din noi, le oferim lui Dumnezeu pentru ai familiei, pentru cei dragi, pentru buni, pentru răi, pentru binefăcători și dușmani, se duce la Dumnezeu, de la noi, de la fiecare, și așa cuprinde întreg pământul. Eu toate rugăciunile astea care le-ați făcut, preacuternici, preoți, creștini și copilași ăștia mici, pentru mine, i-am zis, Doamne, la Maica Domnului și la Iisus, întoarce-ne asupra tuturor care v-ați rugat și care nu v-ați rugat. Asupra tuturor care îl iubiți pe Dumnezeu și asupra tuturor care nu-L iubim de ajuns pe Dumnezeu. Iubiților, acest subiect nu l-aș mai termina cât trăiesc. De a ne ruga și de a-L iubi pe Dumnezeu. Pentru că e prima poruncă dumnezeiască. Și spune acolo așa. Și vă pun în fața acestei porunci și spun mie, zice acolo, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată puterea ta. Iubiților, stau și mă judec în fața acestor cuvinte groaznic. Deci din toată ființa noastră și vine Iisus și ne spune în Scriptură, cel ce iubește tată, mamă, frasă, lor, părinți, copii mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dragii mei, această poruncă să ne silim să o primim. Nu putem noi, poate altcineva de lângă noi, din casa noastră, din lumea aceasta. Și uitați așa, se extinde Harul Duhului Sfânt și a rugăciunii peste lumea plină și negrită de băldele și păcat. Asta este rostul nostru pe pământ, spunea Sfântul Mare Părinte Serafim de Saru. Rostul vieții creștine pe pământ este dobândirea Duhului Sfânt. E mult și greu cuvânt de împlinit acesta. Dar silindu-ne o viață, nu se știe când și cum lucrează Duhul Sfânt și în inimile noastre. Eu, iubiților, de acestea știu să vă spun puțin. Să iubim pe Dumnezeu și să ne rugăm Lui pentru cei ce nu se roagă, pentru cei ce nu-L vor pe Dumnezeu, pentru cei ce le răstignim și rulim cu faptele noastre. Vă îmbrățișez pe toți. Mulțumesc Preasfințitului. Pe mine m-a marcat
acest mesaj. Dar de asta seama a spus toți preoții din eparhia Sălajul, plus din alte eparhii din țară și din lume. Eu nu merit acestea. Meritele nu sunt ale mele. Le-ați meritat dumneavoastră toți să le împlinească Dumnezeu și să lucreze viața dumneavoastră la toți. Cum spune în Filocalia, volumul 5. Doamne, eu nu știu ce să cer. Tu știi. Lucrează Tu în viața mea. Că El știe. Așa să ne... să deschidem dialogul cu Dumnezeu și să ne rugăm. Lucrează, Doamne, Tu în viața mea. Că Tu știi mai bine decât mine. Încă o dată, țărul dreapta, Părinte Consilier, la Preasfințitul nostru drag, că a făcut acest gest nobil și dumnezeiesc, să se roage toți preoții. Eu cred că câte zile mai am pe aici pe pământ, de a ajunga în locul ăsta, nu m-am coate și în genunchi. Zice ea, să umbli în coate și în genunchi, nu pe picioare. Și nu va fi suficient să mă rog pentru toți și să mă revanșez pentru rugăciunile care le-ați făcut. Și copilul ăla mic, iubiților, zicea la mămica și la tăticu, și eu vreau să citesc pentru maica stariță, dar și eu citesc, un creștin altul. Maica stariță zice, soțul, de când au zis că sunteți bolnav, în fiecare seară vin de la prunii și citește saltirea, o saltire cu noapte. Dragii mei, nu știu ce să mai fac. Decât să vă spun să iubiți rugăciunea. Că așa a spus Părintele Arsenie Boca, că numai rugăciunea și liturghie mai ține lumea în picioare și sufletul în oaste. Țineți cont de aceste cuvinte, că nu sunt povești de ale Maicii Starițe, sau de ale Părintele Arsenie Boca. Urmăriți în viața dumneavoastră personal, urmăriți pe plan general în țară și în lumea întreagă. Iertați-mă de îndrăzneală că vă dau sfat să vă rugați. Să vă rugați și iarăși zic să vă rugați. Vă îmbrățișez de ziua Maicii lui Dumnezeu pe toți, preaputernicii părinți de azi de-aseară ați început și astăzi ați continuat. Întâi de toate Preasfințitului care m-a pomenit peste tot pe unde a trecut și preoții la fel. Toate rugăciunile care s-au făcut în toate bisericile și mănăstirile din Sălaj, Doamne, am zis, Iisuse, trimite-le Tu în miit în casele tuturor din lumea întreagă, creștini, români și alte nații, să știți. Că și creștini de alte confesiuni s-au rugat și se roagă.
Acestea ne unesc cu Dumnezeu? Acestea opresc fără de legile și păcatele grele care se lucrează în spatele bisericii și a creștinilor? De acest anticrist, dușmanului Dumnezeu și al nostru tuturor, de puterea satanei scăpăm cu puterea lui Dumnezeu. La mulți ani tuturor și buni și Sfânta Mântuire vă dorim astăzi la adormirea Maicii lui Dumnezeu 2023. Vă iubesc, vă îmbrățișez și dea Domnul Iisus și Maica Sfântă să ne vedem și la celălalt hram luna aceasta, tere capului Sfântului Ioan Botezătorul cu preasfințitul nostru împreună. Aici, același program care a fost și la adormirea Maicii Domnului. La mulți ani și buni tuturor sufletelor de pe fața Pământului. Să rămână părinților, vă rog să mă iertați, i-am pierdut noțiunea timpului. Aici nu l-am pus în considerare că îi târziu, că întârziem, că nu. Că lui Dumnezeu niciodată nu este prea mult. Când îi oferim viața noastră, sufletul și ființa noastră. Să rămână Părinte, blagoslovește. Să vă mulțumim.